Bună ziua tuturor, sunt cu bucurie, am pornit pe jos, mergem, am găsit restaurantul românesc Transilvania, care am văzut că nu-i departe de noi, e aproape la vreo un kilometru jumate. Și așa, cătinel pe la Uber, că e foarte cald, sunt 30 de grade acum, e îngrozitor de cald la soare. Pe lângă zidul așa pe la umbră, mergem să mâncăm mâncare românească. Niște mici, acum spun pe căldura asta, nu? O ceafă, o supă, o ciorbă, ceva. La fix, să vedem cum o fi. Restaurantul românesc, avem referințe bune, adică am mai vorbit cu niște români care au mai fost pe acolo și au mâncat foarte bine. O să vedem și să filmăm. Tot împreună, da. Perfect. După ciorbiță mai doriți ceva? Voi nu vreți ciorbe. Nu vreau ciorbă. Ce ciorbă? Supă de pui? Perișoare văcuță burtă. Sau supă perișoare văcuță burtă, supă cu deței vreau. Supă cu deței? Da. Sarmale, cred că vor mai mult. Să vedem meniul, că n-avem meniul pe hârtie. Este restaurantul. Două. Acum se încarcă. Sarmale cu mămăliță. Vrei să împărțim o porție? Da. Ok, o porție. Acești trei sarmale, mămăliță mai simplă sau cu brânză și smântână? Mămăliță vine aparte de sarmale. Da, cu brânză și smântână. Da, cu brânză și smântână. Și atunci împărțim și noi. Deci două mămăliuțe. Salată de bef, cu brânză și smântână, trei salată sarmale, de vinete, da. Salată grecească. Aveți oare mămăliguța, puteți să faci separat, fără sare sau îi făcute de rău? Supe, ceva... supă de pui. Îi făcute de acum, să zic, că ori ori mă ne gândeam ceva pentru ea să-i dăm. Fără sare. Am ajuns la restaurantul românesc, a rezervat o masă de 6 persoane, arată foarte bine. Și o doamnă foarte drăguță aici, Mirela, o cheamă, care ne-a servit imediat. Mirela că de vreo jumătate de oră scos de la fier, ca să facă salată de fier. Ăla e piept de curcan. Mulțumim! Ne-am comandat la început salată de bef, salată de vinete, după aia fiecare și-a luat supă de ciorbă de burtă, cred că eu mi-am luat supă de pui. Aici e meniul pe perete. Au mici, ceafă, piept de pui, pește, salată de bef, cărnați cu ou, sarmale, jenii și-au luat sarmale, ogureu și-au luat fasole cu ciolan și înăuntru e și un magazin tradițional, cu produse tradiționale românești. Vegeta. Deci produse românești o grămadă. Salată cu icre, brânză de burduf înghețată. Au venit și mezelurile din țară pentru sărbători, șorici. Cârnați. Eugenii. Și tava aia? Mici mai am mai noi de casă. Sunt la 90 de timp cu casă. Jumări. Deci când se face dor de casă și stai aici, poți să vii aici să iei ceva românesc. Și condimente pentru sarmale, dacă vreți să vă faceți acasă. Tobă, condimente pentru porc.
esență de vanilie. Cozonac. De toate. De toate pentru toți. Și aici mai am un spațiu. Cred că berețucaș, fruti fresh, și o păcănea ca să ne ducem aminte de țară. A venit salată de binete. Salată de bif. Arată destul de românește. Mi-am luat și un fresh de portocale, tot românesc. Și așteptăm să vină și felul 2. Am venit și supele, mi-am luat supă de pui cu deței. Ciorbă de perișoare. Toată lumea și-a luat ciorbă de perișoare. Bucurel și Jenny doar felul 2. Ia să bagă să vedem, au tăiței, are tăiței, foarte bună. Eu fiind singurul de la masă din Ardeal, eu mănânc supă, restul mănâncă ciorbă. A venit și felul 2. Eu mi-am luat miș cu muștar. Bucurel și-a luat fasole cu cărnați. A, pe de-aia nu-mi dădea socoteală. Acum mi-ai mai duc atunci o farfurie. Da. Și sarmale, sărmăluțe. Ia tai o sărmăluță să vedem cum arată. Poftă bună! Mulțumim! Este ceva cărnaț, e bun. E bine, nu e rău. E foarte bine. Da, arată foarte bine și înăuntru. Din păcate nu avem desert azi pentru că se pregătesc oamenii pentru mâine pentru masă de rebelion. Normal au cremești ca la noi în Ardeal, cremșnit în București și alte așa, așa că am luat o pungă de eugenii ca să nu zicem că n-am mâncat desert românesc. Asta a fost masă de restaurant românesc, a fost mâncare gustoasă, bună, servirea foarte bună, ne-a servit o doamnă Mirela care e tot din zona noastră a Banatului și s-a mișcat foarte repede. Suntem mulțumiți pe general, vă recomandăm când veniți în Tenerife să veniți la restaurantul ăsta. O zi bună la toată lumea!